Și apoi, după atâția ani, când m-am întors, mi l-am înapoiat, fără să știe că era al meu și că eu îl făcusem. Nu știu, mi s-a părut o coincidență importantă. O coincidență sau începutul unei povești? Și cu Selina? Cum vrei să fie povestea? Cu Selina, nu știu. Cu final fericit, cred. Presupui? Bine, hai că eu mă duc după dosarele alea. Bine. Mersi, Seba. Ce e asta? Influența animalelor asupra copiilor deprimați. Scuză-mă. Sally. Tom. Ascultă-mă, vreau să-i faci lichidarea lui Gomez, grădinarul nostru. Da. Nini insistă să-l ia cu ea neapărat. Ok, în sfârșit scăpăm de familia aia, nu-i așa? Da. Așa se pare. Dar cu a mea, ce o să fac? Martin, știu că e capabil de orice lucru, chiar și de furt, ca să dea vina pe băiatul ăla. Mhm. Și Sisi, ia uite ce mesaj. Ce? Vreau un animal, o să-i aduc eu unul, lasă, o să mă ocup eu. Bine. Am vrut să-i spun adevărul, dar n-am putut. Mai bine, mai bine. Poate încă pot să rămâi. Nu, nu pot și nu vreau, n-am chef. Îl iau pe bunicul și plec de aici pentru totdeauna. Of, Ninina, dar unde ți-e mai bine decât la tine acasă? Nu știu, în orice loc. Oriunde voi fi iubită, dar nu aici. Să știu ce faci aici? Ce m-a învățat Nini, ca să alung tristețea. Ești tristă, nu, scumpa mea? Uite, vreau să știi că nu-mi place deloc să te văd așa. Nu-mi place deloc. Și de asta am vorbit cu tăticul tău și avem o surpriză foarte, foarte frumoasă pentru tine. Pleci? Nu, 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 nu. Mai degrabă o să vină altcineva aici. Cineva care o să-ți placă foarte, foarte mult și care o să țină de cald iernile și de urât verile. Ce zici? Dacă e un animal, îl aleg eu. Nu, 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 nu. Mai bine lasă-te surprinsă. Vrei așa? Da, scumpo? Gata. Poftim ceea ce mi-ai cerut. Toate site-urile unde apare numele amicului tău, registrul electoral, i-am pus numărul de CNP după vârsta pe care o are. Wow, ești genială! Si, si. Fac asta doar pentru tine. Ia spune-mi, Zampano e cu Z sau... Da, cred că Z e cel cu liniuță, nu? Da. Sper să-i folosească lui Nicolas. Acum plătește-mă. Asta nu uiți niciodată, nu? Mersi. Ia uite, e născut pe 1 octombrie ca mine. Nu, Sisi, data asta am inventat-o eu. Tocmai am comis un delict. Ce delict? Asta e o strategie. De asta, bunicule, plecăm. Și dacă nu ne va găsi tatăl tău, unde ne va căuta? Nu știu, vom găsi un mod de a-l anunța unde suntem. Da, nici nu știm unde se află. Dar, păi știu. Îi lăsăm lui Horatio un afiș enorm cu noua noastră adresă. Ce zici? Ești mulțumit? Da, bine. Nu, 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 nu pot să te urmez. O să discut cu ambasadorul. Cum? Nu, 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 bunicule, bunicule, nu, nu, nu. Nu, bunicule! Bunicule, nu! Nini, ce faci acolo? Bunicul m-a închis aici și s-a dus să discute cu tatăl tău. Nu, 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 nu. Nu trebuie să facă asta. O să facă lată. Să facă lată, să spună adevărul, să spună toate lucrurile pe care eu nu le spun. Pentru că până la urmă tu o să fii vinovată pentru jefuirea lui Nicolas. Și asta nu e bine, e rău. Uite de astea. Nicolas există acum. Avem chiar și date. Cum așa? Da, uite. Cine a făcut asta? Ce a făcut-o? Ți-a trimis-o ție. Data nașterii, școlile la care am fost. Cu numele lui Nicolas. Da. Tu ești nebun, iar sărata e un geniu, nu-mi vine să cred. Dar nu știu dacă e bine, nu, 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 să mă ajute. Le fac probleme tuturor prietenilor, Sisi. Și urmează partea cea mai bună. Tata mă lasă să am un câine în casă. Și o să-l aleg pe Otto. Câinele meu?
Ai, e foarte bună strategia ta pentru a avea un câine, dar mie nu mi-e de folos. Eu provoc numai încurcături și dacă bunicul spune ceva, o să ajungem toți la închisoare din cauza mea. Lasă că o să schimb tu părerea când o va locui aici. Am venit să vă spun adevărul și numai adevărul despre Nicolas. Nu! O să-i spun adevărul despre Nicolas. Bine, adevărul. Spune-mi, Gomez, ascult. Nicolas e un băiat extraordinar. Nicolas, nepotul lui Tito, e un băiat excepțional. Tito, de fapt, e un erou. Un erou? Da, un erou? Și-a salvat familia dintr-un incendiu. Nu! Nu știai? Nu, da! Da, i-a scos unul câte unul pe umăr. A fost la registrul civil în satul unde locuia. Acolo s-au pierdut certificatul lui de naștere și toate actele lui. Deci de asta nu apare el înregistrat nicăieri, nu-i așa? Exact. Are sens. Bunicule, Nicolas nu vrea să se afle asta. Nu mă surprind de asta, pentru că Nicolas e o persoană foarte modestă. Asta ar trebui să înveți și tu. Încerc, da. Bun, noi plecăm, bunicule. De acord? Nu, eu rămân. Și are dreptate, domnul ambasador. Ar trebui să înveți câte ceva de la vărul tău, Nicolas. Vă dați seama ce ați făcut, nu? L-ați întors pe bunicul împotriva mea. No, bunicul e supărat pe mine. Nu, eu n-am făcut nimic. Nu se mai oprește. Bun, eu acum mă duc să-mi iau niște lucruri, mă scuzați. Și vă las hârtia asta pe care mi-a dat-o vărul meu, cel care nu există, cu numărul de buletin, toate datele lui, data de naștere, studiați-le, mă scuzați. O să iau tot ce e al meu, nu o să las niciun microb de-al meu în casa asta. Trebuie să plec de aici până nu-mi sfârșește inima. Victor, noi nu putem acuza oameni nevinovați. Sunt complet de acord. Ai dreptate, ai dreptate. Nu spune că am dreptate, pentru că deja e târziu. De unde ai scos informațiile? Informațiile au fost bune. Este un amic al meu, detectiv privat, de încredere, dar evident, ceva... Se pare că nu este de încredere. Da, sigur, ai dreptate. Să fie ultima oară când se întâmplă așa ceva. Te rog. Jur că nu o să se mai întâmple. Ce este, Lina? Ce s-a întâmplat? Am adus... Ce este? Am adus și am stabilit pentru Sisi. Vrei să îl dau eu sau prefer să îl dai tu? Dă-l tu, te rog. Eu o să încerc să repar o greșeală îngrozitoare. Teribilă. Ce-a pățit? L-am lăsat acolo sus, nu sunt nebun. Ești cu aparatul ăsta de aici odată. Haide. Atunci mă duc în altă cameră. Altfel așa nu o să putem face nimic. Nici curățenie, nimic. Da, e mai bine. Bineînțeles că m-a durut. M-a durut mult. Da, dar deja am făcut-o. Gata. Mi-au dat destui bani. Ți-am virat pe toți. N-am păstrat un sans. Ce? Hai, era o piesă veche. M-ați făcut să pierd asta. Îți spun un singur lucru. Este ultima oară. Ultima oară când îl salvez pe băiatul ăsta. Ultima. Nu e vina mea că n-ai știut să le duci. Nu. Anunță-mă când îi primești. Și gata, am terminat. Lupe să fure? E cutremurător. Dar unde e fetița aceea frumoasă și tristă care îi trebuie un amic? Am ceea ce ți-am promis. Ea e noua ta amică. Dar ăsta nu e un câine. Nu, bineînțeles că nu e un câine. Asta e o rozătoare. Nu, ăla e un cobai. Îți place cobaiul tău? Nu-mi place deloc. Unde o să țin chestia aia? Martin! Dacă nici măcar familia mea nu crede în mine, mai bine plec? Nini? Sunt lucrurile mele. Nu mă ating de altceva. Bine, vă rog să-i dați cutiuța Siciliei, da? Da, eu nu am venit să vorbim de jucării. Știi ceva? Vreau să-mi faci o mare favoare. Am făcut o greșeală și vreau să mă ajut să o îndrept. Vreau să rogi pe Nicolas să se întoarcă. Te rog frumos. Nu pot. Da, spune-i că mi-am dat seama că e o persoană bună și că îmi pare rău pentru că l-am tratat așa, sincer. Vă pare rău? Da.
și că sunt abătut din cauza asta și că prezența lui aici mă calmează și mă liniștește. Mă liniștește. Ah, perfect. Când e aici, sunteți liniștit. Da. De restul nu vă pasă deloc, nu? Nu vă pasă că m-ați gonit din casa mea, că m-ați separat de bunicul, deși nu știu ce să fac altceva pe lume decât să trăiesc aici? Nu vă pasă de nimic. Dar ce spui? Știți cine a făcut labirintul ăsta din lemn pe care îl folosiți pentru sticlele de șampanie și fetele cu toc înalt, știți? Eu l-am făcut, cu bunicul. L-am făcut împreună, ne-am luptat cu seceta, cu soarele, cu ceața, cu înghețul, cu căldura, l-am făcut împreună. Dar nu vă pasă atât decât de Nicolas și e bine așa. Și știți ce? E bine pentru că eu o să plec. Nu o să mă mai vedeți, eu o să plec cu bunicul, dar vreau să mă ajutați să-l iau de aici, da? Pentru că nu știu, nu pot să mă descurc, eu ca un copil mare și... Nu știu, vreau să rămân aici în grădina lui, pentru că spune că în grădina lui e grădina lui și nici măcar grădina lui nu e grădina lui.